de o copilă e prins și norocul prins. Una dintre cele mai enigmatice lucrări de artă este, fără îndoială, Doamna și Licornul, La Dame à la Licorne. Ea se află în colecția permanentă a Muzeului Parisian Cluny de 140 de ani, dar fascinează și hrănește imaginația de mai mulți ani. Bun găsit la Artfeld de Jurnal! Sunt Veronica Kirchner. Poetul Rainer Maria Rilke a scris despre Doamna și Licornul, dar ea va deveni celebră datorită scriitoarei George Sand. Astăzi, piesele tapiseriei, pentru că sunt mai multe, în care apar întotdeauna o domniță și personajul mitologic Licornul sau Unicornul, sunt interpretate ca fiind reprezentări alegorice ale celor cinci simțuri. Dar oare ce poate însemna cea de-a șasea piesă pe care apare inscripția A Monsul de Zia, din propria mea dorință? Și îl veți putea asculta pe prietenul meu drag, poetul Șerban Foarță, recitând propria tălmăcire a poemului Sonet pentru Orfeu de Rainer Maria Rilke, în care este vorba despre licorn. O doamnă, înveșmântată somptuos cu o ținută sobră, încadrată de un leu și un licorn, apare pe fiecare dintre cele șase piese ale tapiseriei. Ele au în centru o insulă albastră care parcă plutește pe un fond roșu plin de flori și de animale. În patru dintre ele, doamna are alături, ca pe o scenă, o servitoare. Rainer Maria Rilke le descrie poetic în Însemnările lui Malte Lauritz Brighe. Abelon, îmi imaginez că ești aici cu mine. Înțelegi, Abelon? Sunt tapiserii aici, șase sunt. Câtă liniște este în ele! Doar privind-o pe aceasta, în care doamna este concentrată asupra unei orci portabile, ai putea gândi că auzi o melodie de demult, de la sfârșitul secolului al XV-lea, când, probabil, tapiseria țesută din lână și mătase în stilul Mille Fleurs din Flandra a fost comandată de către Jean Levis din Lyon. Levist înseamnă viteză, iar licornul, unicornul, este animalul mitologic cel mai rapid, pe care numai o fecioară îl poate prinde și îmblânzi. Este piesa numită Văzul, căci istoricii de artă văd în tapiserie o reprezentare alegorică a celor cinci simțuri fizice, așa cum le știm de la Aristotel. Ele ar trebui citite în ordinea dată de textele medievale și anume în ordinea lor progresivă în funcție de apropierea lor de suflet, de lumea spirituală, simțul tactil, gustul, mirosul, auzul și văzul. A Monsul de Zia, din singura mea dorință, este cea mai mare și se deosebește de celelalte cinci. Pavilionul albastru cu ornamente aurii care îi conferă o anumită solemnitate poartă o inscripție cu litere mari. O vedem aici pe doamnă cum pune înapoi într-o casetă de bijuterii colierul asemănător sau chiar cel pe care îl poartă în piesa Gustul. Ar putea fi concluzia întregului ansamblu cu o semnificație filozofică. Omul trebuie să trăiască condus nu de cele cinci simțuri fizice, ci de ceva superior, să renunțe la plăcerile lumești pentru a câștiga frumusețea sufletului, cea spirituală. În Evul Mediu exista ipoteza că un om are șase modalități de a atinge frumusețea, prin intermediul celor cinci simțuri și prin înțelegere, prin cunoaștere. De aceea, a șasea piesă ar putea reprezenta prin inscripția ei frumusețea sufletului, cel mai important lucru la care omul ar trebui să aspire. Omul are șase simțuri, cinci în afară și unul înăuntru, care este inima, spiritul, cel care va trebui să le guverneze ca pe niște învățăcei pe celelalte. A Monsul de Zia, din singura mea dorință, liberul arbitru. Reprezentările doamnei și licornului în arta medievală sunt dese. Inima era văzută în Evul Mediu însă și ca loc al pasiunii, al dorinței trupești, astfel încât nu ar trebui exclusă nici interpretarea de iubire cortenească. Doamna se află parcă într-o grădină a pasiunii, înconjurată de flori și de animale. Licornul este o creatură fabuloasă, ambivalentă, în sine un simbol al castității,
Elementului caracteristic are însă o conotație sexuală. Doamna neidentificată cu un personaj istoric real are și alte interpretări. Ea ar putea fi reprezentarea Fecioarei Maria, în simbolistica creștină, licornul fiind o metaforă pentru Isus. Vânarea și moartea sângeroasă a unicornului, o imagine a răstignirii, iar prinderea lui de către fecioară, ținerea lui legat de un lanț în captivitate într-o grădină închisă, hortus conclusus, o imagine a învierii. Ascultați-l în continuare pe poetul Șerban Foarță, recitând minunata-i tălmăcire proprie a poemului lui Rainer Maria Rilke, Sonet către Orfeu, cartea a doua, poemul 4, pe imagini cu iconul din lumea artei, veți descoperi și câțiva artiști români. Ci asta e jivina care nu e. Ei n-o văzuseră, iubindu-i însă, ținută zveltă, coamă, pas de mânză, culoarea ochilor ei calzi, căprui. Dorind ceea ce nu era de-a Eve, dorința iartă nu le fu-n zadar. Ei îi făcură întrânși loc și-n dar îl deteră cu umbră și cu seve până se întrupă. Cin crângul morn cu dor și vis hrănind-o nu cu fân, pe frunte-i dete-n mure un corn, un singur corn pe care astralin culcându-l alb pe-un feciorelnic zân, fu prins în clar oblinzi de argint. Mulțumesc mult, mult de tot, dragă Șerban. Doamna și iconul continuă să fascineze. Ați putut-o vedea, de exemplu, în filmul Harry Potter. Iar scriitoarea Tracy Chevalier a scris romanul omonim, apărut în românește la editura Polirom. Aici este exemplarul pe care l-am citit eu în limba germană. Acesta a fost Artfel de Jurnal din această săptămână. Vă aștept în curând cu un nou episod, cu un dialog cu un artist timișorean. Anul acesta, Timișoara este capitală culturală europeană. Până atunci, nu uitați să vedeți frumosul!